Pe platoul din fața Casei de Cultură din Alexandria și-a deschis porțile o nouă ediție a Târgului de Toamnă, ce este organizat de către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Telorman în parteneriat cu Primăria Alexandria. Comercianții sunt veniți din mai multe colțuri ale țării, iar cei care trec pragul acestuia pot achiziționa diferite produse. Ca în fiecare an, în luna octombrie, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Telorman organizează un târg pe care noi l-am denumit Târg de Toamnă. Perioada de desfășurare, începând de astăzi până duminică inclusiv, și alexandrenii și locuitorii județului Telorman îi invit să vină, să vadă acest târg, au ce vedea și chiar ce cumpăra. Începând cu florile minunate de toamnă, care vin din Râmnicu Vâlcea, Pitești, Argeș, de asemenea de la noi, de la Roșiorii de Vede. Avem de asemenea expozanți de la Brașov și Suceava cu produse, cu haine de piele și pantofi, care sunt și producători direcți. De asemenea, sunt prezente o varietate foarte mare de dulciuri. De la Râmnicu Vâlcea avem sortimente diverse de miere. Și nu în ultimul rând la dulciuri putem, vreau să subliniez, chiurtoșii care sunt cei mai buni din țară și sunt prezenți și peste hotare, cei care îi fabrică la Covasna. De asemenea, artizanatul este prezent cu firme de la Sinaia, de la Covasna și câteva firme din Alexandria. Din peisaj nu lipsesc nici fructele de toamnă. Bineînțeles, roadele toamnei sunt să găsesc prezente aici. Mere, pere, gutui, nuci de cea mai bună calitate, care te îmbie să le guști. Și ca la orice târg, nu lipsesc micii și berea, unde vizitatorii își pot trage sufletul la un mic și o bere, să se simtă foarte bine, iar exponatele care sunt cu siguranță, de fapt o să vedeți și dumneavoastră că deja florile au început să plece la cumpărători. Invit și cu acest prilej locuitorii din Alexandria și din județul Telorman să viziteze expoziția noastră. Acesta va avea porțile deschise până duminică.